voiam să vă întrebăm despre facturi. Dacă au venit facturile de la gaze, de la electrica? N-au venit. Pe luna trecută, da. Și pe luna asta? Adică pe luna ianuarie n-au venit. Până și la decembrie. Vă așteptați la niște majorări de prețuri? Nu știm. Poate nu deocamdată, dacă se fac demersuri, poate nu. Există deja o plafonare de preț, însă nu este suficientă pentru... Nu știu, deocamdată am plătit normal. Era ok, deci n-ați sesizat o scumpire de preț. Nu, pentru că noi nu avem nici consum mare în sfârșit. În cazul în care se vor dubla prețurile la facturi pentru același consum, veți face reclamație? Asta da, pentru că... Au pensie care o ai... Deși ne-au informat de niște prețuri. Ne-au trimis informare că se scumpesc, dar nu... tripleze sau... Eu chiar azi am fost la ei, la electrica, că vreau, am undeva și să vreau să trec zero. Și e a treia oară când m-am dus. Și nu reușim și să facem contractul, nu le merg. Că nu merge sistemul. Față de luna trecută mi-a venit decât 30 de lei. Și acum mi-a venit 150 de lei. Deci o diferență foarte mare. Da. S-a triplat aproape prețul. Da. Și vă descurcați? Momentan n-am nici servici, sunt în căutare de job de muncă. Da. Și mă descurc și eu că este înțeleg o trend de zi cu altă. La începuturi, la chestii de-astea, până când nu găsesc de muncă. Cum credeți că vor evolua prețurile la facturile de la gaze și de la electrică? Din ce în ce mai rău. V-au venit facturile de la gaze, de la electrică? Nu, nu a venit nicio factură. Și... La gaze a venit, am plătit luna trecută. Cât ați plătit, doamne? Luna trecută, cât ați plătit? A, nu, că era puțin minte, nu prea mult. Dar luna aceasta, la ce sunt? N-a venit. Și vă așteptați la sume mai mari? Nu. Cât va veni, doamnă, la gaze factura? 3 milioane, că eu stau la casă aici și mi-a venit normal, nu mi-a venit mult. Deci facturile sunt normale? Normale, da, așa mi-a venit normal. La gaze și la apă, da, mi se pare cât de cât în limite. Se simte plafonarea? Să zici da și nu. Facem un reportaj pentru Observatorul Prahovean și nu știu dacă tu ești la curent cu ce se întâmplă. Cu... Așa. De-aia au zis și de faptul că există o plafonare în momentul de față, adică de la guvern s-au făcut un soi de reduceri, să zic așa. De au venit facturile? La noi nu. N-au venit încă? Nici la gaze, nici la electric? Nu sunt de aici. Dar de unde sunteți? Sunteți din Prahova. Da, din Prahova, da. Cum sunt facturile? Sunt mai mici, sunt mai mari? Foarte mari. Foarte mari. Factura, ce preț v-a venit aproape? Nimic, că factura la lumină nu a venit încă. A, și vă e teamă de prețurile care ar putea normal, să... Normal, păi nu e. Și în cazul în care vor veni niște prețuri mari, veți protesta, veți face reclamație? Normal, că doar nu l-am plătit dintr-o... Cum sunt eu, am un ajutor de handicap de 375, ce să-l plătesc? Spuneți-ne, v-a venit factura de la electrica sau de la gaze? De la gaze. Și cât a venit suma? Mi-a venit și luna trecută 150, acum 130. Dar eu nu stau acasă, stau numai la copii. Ce s-o fi înregistrat? Nu știu. Cum credeți că vor evolua prețurile la facturile de la gaze, de la electrica în următoarea perioadă? Sperăm să fie, să reglementeze situația, sperăm. V-au venit facturile de la gaze, de la lumină? De la gaze mi-a venit, mamă, chiar atunci. Cât va veni, doamnă, factura? 14 lei. 14 lei? E un preț mic, nu? E un preț mic, fiindcă nu consum băiatul mare. O să filmeze aici, în zona aceasta. 13 lei și 18 bani. 14 lei. Să facă toată lumea economie, că se poate face, mamă. Se poate face. Se poate face. Nevastă mea s-o ocupă de fapt. Sunteți un norocos, ca să zic așa. Mie nu mi-a venit niciun fel de factură. Plătiți facturi lună de lună, presupun? Da. Dacă nu, vom ieși noi să vorbim în stradă cu lumea și ăsta vor deveni hoții mai mari ca hoții. Legătură cu facturile, v-au venit la gaze, la lumină? Stau la țară, eu gaze n-am în Palermo și la lumină mi-au venit. S-a simțit așa vreo scumpire? Nu. Sunt aceleași prețuri? Da. Când va veni ultima factură? Eu zic, nu e două săptămâni. Deci mai puțin de două săptămâni, da. Și care a fost prețul? Eu n-am consumare, media mea e 100 de lei pe lună. Păi și de ce sunt foarte mulți oameni care au primit? Depinde de furnizor acum. Aha. N-ați făcut nicio schimbare? Nicio schimbare, am mers cu același furnizor, VNG. Bun, știu că nu plătești facturi la vârsta ta, însă zi-mi dacă ai auzit, nu știu, ceva despre vreo scumpire la gaze, la electrica.
Da, am auzit și mi se pare, nu știu, ciudat, pentru că facturile tot cresc, scad și unii oameni care nu sunt specializați în acest domeniu nu știu ce să facă, sunt pur și simplu dezolați. În cazul în care o factură ar veni de două ori pentru, de două ori ca preț pentru același tip de consum, părinții tăi sunt obișnuiți să depună o reclamație? Da, și mi se pare normal. Ai plătit vreodată o factură? Eu nu. N-ai plătit niciodată o factură? Niciodată. Nu te-au rugat părinții, uite, du-te și plătește factura niciodată. Asta? Niciodată. Se vorbește la voi în familie despre scumpirile care sunt în perioada asta pentru gaze și pentru electrica? Nu foarte des, dar când e cazul să vină factura și așa, îi mai au din când în când că nu pot să fac față. Dar... Cât ar trebui să fie o factură la electrica pentru o familie, nu știu, de 3 persoane? 300. 300 de lei la electrica? Cred că da. Ok, și la gaze? Habar n-am. Ai achitat vreodată o factură de electrica, de gaze? Eu personal nu. Niciodată. Ai idee cât costă, cât trebuie să plătească părinții tăi pentru o factură la, la curent? Nu, dar știu că destul de mult. Uh-huh. S-a vorbit în familie la tine despre faptul că prețurile sunt majorate? Da, s-au mai vorbit. Au mai vorbit părinții mei între ei despre chestia asta. Da. Nu sunt foarte mulțumiți. Uh-huh. Facturile? Au venit facturile de la gaze, de la electrică? Nu sunt de aici, eu am decât electrică. Și cât v-a venit ultima factură de la electrică? 3 milioane. 3 milioane. Și de obicei cât vine factura? Până, se simte o majorare. Da.